Un incendiu puternic s-a produs aseară într-o localitate din Bistrița Năsăud, unde o agoniseală de viața unei familii s-a făcut scrum în câteva ore. Au ars două anexe din curtea casei, dar și mai mulți baloți de fân. Din fericire, pompierii au reușit să salveze locuința familiei și astfel nu au fost înregistrate victime. Foc mare deschis, dar pompierii au început să dea cu apă, îi vând și se extinde focul. Vâlvătaia a fost observată de la zeci de kilometri distanță, iar localnicii au intervenit cum au putut până când au ajuns pompierii. Am observat din capătul ceparului comun, satul vecin, flacăra destul de mare și am venit să vedem ce s-a întâmplat aici. Din ce am înțeles, s-a ars jumătate de anexă. Nu știu, a luat foc de la ceva, nici el nu știe de la ce a luat foc și am fost numai că să foc. Am sunat și am spus că ajută-mă dacă pot. Și am mai ajuns până aici, când am ajuns aici era asta, nu am apucat să scoată nimic, că până am aici. Toată munca lui de 20 ceva de ani de când am mutat aici, până am rămas aici. Și dumnealui s-a trezit numai că iar de casa? Da, el făcea duș și când a ieșit afară, prin spate au văzut foc. Misiunea pompierilor a fost îngreunată de lipsa hidranților din zonă. Vântul puternic a întețit flăcările care erau pe cale să cuprindă și casa familiei. Incendiul a fost localizat rapid, iar casa de locuit a fost salvată. Au fost salvați de asemenea un cal și un cățel. Două persoane care au avut atacuri de panică au primit îngrijiri medicale la fața locului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.